Mâine începe vacanța de iarnă pentru elevi și preșcolari. Autoritățile nu știu încă în ce fel se vor relua orele anul viitor. Această decizie urmând să aparțină Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Astăzi a fost ultima zi din acest an în care cei aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari au participat la cursuri. Mâine va începe vacanța de iarnă care durează 2 săptămâni și jumătate până în data de 10 ianuarie 2021. Cursurile primului semestru se vor relua luni, 11 ianuarie, și se vor încheia vineri, 29 ianuarie. În perioada 30 ianuarie-7 februarie 2021 este programată vacanța intersemestrială, care va începe în data de 8 februarie. Vacanța de primăvară se va desfășura în perioada 30 aprilie-9 mai 2021, urmând ca anul școlar 2020-2021 să se încheie vineri, 18 iunie.